E adevărat, este și foarte cald. Steaua însă săptămâna viitoare va juca primul meci în cupele europene în noul sezon, iar apoi acasă cu Universitatea Cluj în campionat. Nicolici aleargă după acest balon care este al lui Găman. Valerică Găman, lung de linie, bine, bun, până la Bărboian. Bărboian nu reușește de Viera, vine însă dispate foarte bine Ivanovski, el câștigă acest balon. A ajuns acum la Mureșan. Foarte, foarte bună pasa lui Mureșan. Pe flancul stâng este Benjamia și o bară care îl salvează pe Tătărușanu. Faza încă nu s-a încheiat. Este gol! Este gol pentru Astra la primul atac periculos. Astra scrie prin Enache. Exact, jucătorul despre care vorbeam mai devreme, Steaua, la primul șut pe spațiul porții, un mare merit, un mare merit la această fază. L-a avut pasa lungă, e adevărat că și o mare vină, cred că o are Martinovici. Vom revedea faza în întregime, Martinovici nu a reușit să devieze balonul, iată reluarea. Aici este cheia succesului acestei faze și Martinovici mai mult îi pune mai bine mingea. Junior Moraes prinde un stâng formidabil, mingea se duce aproape de vincul și apoi Enache cu un gest tehnic subtil strecoară mingea printre picioarele lungi ale lui Tătărușan. E adevărat că de an bun este o pleacă favorită aici la Ploiești. Centrează Martinovici și dintr-o bucată Rea Tănase înscrind un gol frumos. Defensiva Astrei nepregătită la o aruncare simplă de la margine și Steaua revine repede în joc. Un gol marcat de Tănase, 4 reușite campionatul trecut, execuție simplă cu latul a lui Tănase. Martinovici se revanșează pentru greșeala de plasament de la gol. O centrare care îi vine cât se poate de bine lui Tănase. Și ex-Piteșteanul nu iartă atunci când are asemenea oportunități. O execuție foarte curată, o execuție de manual a lui Cristi Tănase. Nicio șansă pentru Silviu Lung. 1-1. Steaua revine în meci. A fost periculoasă la aceste faze fixe. Aceeași dispunere în careu, atât Astrei cât și Astrei. Vor fi dueluri om la om, dueluri corp la corp, dacă vrei. Iată, lovitura de cap și este gol, 2-1, scrie Martinovici. Asta înseamnă un corner bine bătut. Gol și pasă de gol, Novak Martinovici. E drept și un plasament eronat la golul Astrei. Lovitura de cap a lui Martinovici este însă exemplar. La fel și cornerul executat de Borcea. Două goluri marcate într-un interval de 4 minute de Steaua. Atât de mult am lăudat defensiva Astrei până la cele două goluri înscrise de Steaua într-un interval de 4 minute. Atât de mult a greșit defensiva lui Bogdan Stelea. Nu e neapărat o greșeală de concepție, este pur și simplu un duel corp la... Tănase deposedat însă aici de Bărboianu. Acolo au superioritate fotbaliștii Astrei. Takayuki, este Moraes și stânga. Închisese la timp Pintilii, da? Și a refăcut, da. A refăcut raportul de forțe. Bună centrare, foarte bună centrare. Este gol, 2-2. Din nou Enache. Nu știu dacă el a introdus mingea în poartă. Are oricum un merit uriaș la acest gol, indiferent cine va fi marcatorul. Așa cum defensiva Stelei arată din nou mari lacune. Da, este vulnerabilă pe margini Steaua și în zona lui Martinovici și mai ales în zona tânărului Valeriu Lupu. Ia să vedem faza. Junior Moraes centrează. Ne-au greșit și fundașii centrali. Da, e gol. Mingea era în poartă. Da, era în poartă. Două goluri Enache. Enache scăpat din marcajul lui Lupu. E drept însă că mingea aceea n-ar fi trebuit să ajungă acolo. Centrarea, să știi că a fost excelentă, da, atât cât să nu poate interveni nici fundașii, nici Tătărușanu. Foarte bine să de portarul Astrei. Într-adevăr, Steaua suferă în continuare, suferă în apărare pe posturile de fundaș lateral.
Oh, foarte ce preluare superbă, același Enache. Da. Centrare excelentă în careu, 3-2 pentru Astra. Îl scrie Junior Moraes. 3-2 pentru Astra. Enache este omul meciului până acum. Trebuie să revedem preluarea lui Enache, absolut fantastică. Și pasa perfectă pentru Junior Moraes. În continuare slăbiciuni pe flancul stâng. Enache a preluat foarte frumos de lângă Filip. Iată, da, Filipul scapă. Enache preia perfect pe poziție viitoare. Apoi pasează și din coace celălalt client al Astrei. Este vorba de fundașul dreapta Martinovic, care îl scapă din marcaj pe autorul golului, Junior Moraes. 3-2, Steaua iată primește 3 goluri pe greșelile fundașilor laterali, asta la primă vedere, dar cred că a lui Rusescu, care intră în careu, Rusescu trage tare la colțul lung, 3-3, ce meci avem! Până la urmă, iată, această manevră este productivă, această schimbare de tactică este productivă, pentru că jocul Stelei s-a legat bine în zona mediană, în zona centrală. Rusescu înscrie, cel mai productiv jucător al Stelei în sezonul trecut, puntează din nou, a scris și etapa trecută, golul victoriei cu Chiajna. Încă o dată faza, preluarea foarte bună a lui Rusescu, dribbling excelent și apoi șut fără speranțe, și așează mingea pe piciorul drept, un jucător de execuție. Nici o speranță pentru Silviu Lung. Găman îl atacă târziu pe Rusescu. Iată, Rusescu trece de Ben Youssef. Și trece Bărboianu, fundaș stânga, pasă pentru Rusescu. Este o preluare pretențioasă și foarte riscantă a lui Melinte. Da, prima minge a lui Melinte, destul de grea. Enache este în mare formă în această seară. N-a jucat prea bine la Bistrița. Astăzi însă s-a revanșat cu vârf și îndesat. Să nu uităm, a dat 2 goluri și o pasă de gol la Junior Moraes. Nicolici a încercat să-l angajeze pe Adi Rocea, mai departe Tănase, Adi Rocea, stop pe piept și gol Steaua, 4-3! Nebunie de meci, Adi Rocea la primul gol pentru Steaua. O fază rafinată până la capăt de Steaua. Rocea a scris de la, cred, 2 metri de poartă. Primul gol pentru Steaua, marcat de jucătorul adus de Regecaf, de la Chiajna. Să vedem încă o dată faza, este greșeala lui Ben Youssef. Apoi Tănase, Rocea foarte calm, preia pe piept, în careul mic. Pasa lui Tănase, iată preluarea și apoi voleul cu piciorul stâng. 4-3, ce meci avem pe Dolce Sport, prieteni!